Bună seara! Astăzi avem un subiect interesant. M-am uitat un pic peste întrebările astea, dar multe dintre întrebări sunt mai mult de specialitate. Adică eu nu le-am pe astea cu definiții, cu... Dar mă rog, mă sună că știu și pot. O să vă răspund. Astăzi o să discutăm despre radiestezie. De ce despre radiestezie? Pentru că, din perspectiva mea, radiestezia este un lucru util în evoluția spirituală. Întâmplarea face că mi-am văzut mai mulți oameni evoluând. Și am observat un lucru. Cei care, la un moment, au folosit sau radiestezia și s-au lăsat, au început să involueze. Cei care n-au folosit radiestezia s-au limitat la un moment dat. În schimb, cei care au folosit radiestezia au continuat să evolueze continuu. Și mă întrebam de ce. Și am ajuns la concluzia că motivul pentru care se întâmplă treaba asta este tocmai pentru că cineva care face radiestezie, din când în când și tot are curiozitatea să-și măsoare niște parametri. Cum am avut eu, de exemplu, la un moment dat, curiozitatea să măsor mie și altora bunul simț ca parametru. Și, sincer, nu credeam. Credeam că am mai puțin bun simț, dar nu. Am destul spre deosebire de alții. Nu atât cât aș vrea, dar oricum mai mult decât alții. Că am încercat să fac o comparație și nu înțelegeam de ce. Din când în când, parametrii ăștia pot să-ți ofere date foarte importante despre tine. Și radiestezia e foarte utilă. Vă dau un exemplu. Eu, mă rog, fiind mai mult călugăr și pusnic, la începutul vieții mele, nu am conștientizat că m-am născut misogin. Și mi-a zis la un moment dat o fată. Păi, zice, tu urăști femeie. Nu e adevărat, mă, mie îmi plac femeile. Păi, tu urăști femeie. Mă rog, n-am crezut. Și început să-mi iau radiestezie și într-o zi, după amiază, stăteam eu cu minte acasă și cum aveam ansa pe... Aveam niște fotorii mai mari, așa, și luate și ansa mea stătea tot timpul pe marginea de la fotoriu când mă uitam la televizor. Am zis, măi, ia să văd eu de gustate cât iubesc femeile. Tuf! Și mi-a căzut ansa sub zero. Mă rog, și atunci mi-am dat seama că, băi, la nivel de sine, într-adevăr, aveam o problemă cu Doamne. Timpul a trecut, evident că am urmărit parametrul ăsta să văd în ce măsură iubesc femeia sau nu. Mi-a rezolvat parte din problema asta. Ce este că, dacă nu aș fi avut ansa ca sistem, ca modalitate de... cum se cheamă? De verificare, poate că nu aș fi ajuns să înțeleg multe dintre problemele care sunt în mine. Și am făcut, vreau să spun, o demonstrație la un moment dat unei doamne care a făcut 5 ani de analiză personală. Și, mă rog, i-am făcut niște măsuri, tot ce am mai făcut eu pe acolo și la un moment dat, în 20 de minute, i-am făcut o caracterizare. Evident că am făcut ochimari și am întrebat-o, cât timp ți-a trebuit ca să afli toate astea despre tine? Și a zis 5 ani. Ei, imaginează-ți că eu am aflat în 20 de minute. Evident, nu are aceeași, cum să vă zic eu, nu este la fel de profundă treaba asta. De ce? Păi, dacă vine un om și încep să-i spun că nu se iubește pe el, nu iubește viața și nu iubește pe Dumnezeu și e o coană de aia care merge la biserică în fiecare duminică și ține postul de peste an, o să-mi zică, fugi, Doamne, că ești plecat cu cer. Dar chiar dacă, în realitate, eu am dreptate, până când va ajunge ea să conștientizeze că mersul ei la biserică este dator Îngerului Păzitor și că, de fapt, ea nu vrea, sub nicio formă, să meargă la acolo, o să mai treacă încă 5 ani. De asta, de multe ori, întorci pe toți când spui unui om niște adevăruri pe care nu e pregătit să le primească. Numai că eu sunt pe următorul principiu. Bă, nu înțelege acum, dar să înțelege peste 1, 2, 3, 5, 7 ani. Chiar nu mă interesează. Pentru că, până la urmă, viața noastră este în spațiu și timp. Iar o întâlnire de genul ăsta este atemporală. Și atunci îi spun ce am eu să-i spun, are destul timp după aceea să-și dea seama dacă am dreptate sau nu. Până la urmă, ce este radiestezia? Radiestezia a apărut de foarte mult timp. Era un sistem, erau oameni pregătiți special, sau mă rog, aveau harul, de a descoperi diverse lucruri. Că erau metale prețioase, că era apă. Oamenii ăștia puteau să folosească diverse instrumente, printre care, de exemplu, nu e rușa de alu, ca să găsească apă. Ei se spuneau fântânari.
Deci cei care găseau, făceau fântâni. Ăștia știau unde să găsească apa care e bună la cea mai mică distanță de suprafața Pământului. Aceștia au fost, în al doilea război mondial existau chiar armata germană și francezii aveau radiesteziști, deși termenul radiestezie provine de la francezi. Aveau oameni specializați în descoperit. Câmpuri petroliere. Trebuiau să știe unde forează, nu? Ei, și în felul ăsta puteau să descopere o grămadă de lucruri. Ce e legătura la radiestezia cu Dumnezeu? E foarte simplu. Radiestezia folosește niște câmpuri. Câmpurile astea înseamnă, sunt câmpurile noastre energetice, sunt date de Dumnezeu. Deci nu există capacitatea de a găsi, de a simți. Sunt daruri divine. Nu sunt demonice sau mai știu eu ce. Toate darurile, până la urmă, sunt divine. Iar inclusiv capacitatea asta de a descoperi diverse elemente, de a simți, de a, sunt divine. Care sunt principalele instrumentele de măsură? Păi, ca instrumente de măsură sunt multe. E ansa, e pendulul, sunt anse pentru de vânt, mă rog, sunt diverse tipuri de instrumente. Cele mai folosite la noi, deci de școala românească, sunt ansele, care sunt, mă rog, descoperite de mandorul Claudian Dumitriu. Iar în radiestezia franceză se folosește foarte mult pendulul. Iar în mănăstirile franciscane se folosește pendulul. Toate cadranele, raportoarele care se fac, sunt rotunde, da? Ale pentru pendul. Cele, mă rog, românești, cele ale radiesteziei, sunt de 180 de grade, dar împărțite în 200 de grade, ca să fie mai ușor de măsurat. Cine poate practica radiestezie? Dom'le, problema se pune în felul următor. Și nu degeaba. Inițial, radiesteziștii făceau următoarea măsurătoare. Și anume, la intrarea în școala de radiestezie, trebuia să ai beneficiatea peste 81. Și pe undeva o dreptate. De ce? O să vorbim mai târziu. Beneficitatea asta îți dă raportul bine-rău. Da? Și o să reiau parametrul ăsta mai târziu. Ei, dacă tu ai beneficitatea 81, înseamnă că 19 stau împotrivă. Imaginați-vă că 19 înseamnă aproape, mă rog, cum e o roată la o mașină. Imaginați-vă că 3 trag înainte și 1 trage înapoi. Deci, orice om care are EBF-ul mai mult, mai mic decât 81, automat va avea probleme mai mari în a măsura corect. Pentru că în momentul în care nu ești curat și nici nu ai beneficiatea bună, automat energia negativă pe care o ai în tine, îți va sta împotrivă să măsori. Rău nu vrea să măsori. Rău nu vrea să descoperi adevărul. Și atunci încearcă să te împiedice. Da? Care sunt condițiile necesare pentru a putea efectua o măsurătoare corectă? Deci, o măsurătoare radiestezică presupune, în primul rând, valorile radiestezistului, adică trebuie să aibă EBF-ul peste 81 și ar fi ideal să fie așa. Iar presupune, e foarte important, vârsta astrală a radiestezistului. Sunt foarte multe, mă rog, parametri care concură la treaba asta. Dar, în primul rând, cel mai important este să fii curat 100 și să fii 100% în alfa. Pentru că toate măsurătoarele se fac în stare alfa, cum îi zicea Dan Seracu, sau în stare ready, cum se spune la școala română de radiestezie. Starea ready este, de fapt, starea alfa. Starea alfa fiind acea stare a creierului unde creierul vibrează pe o anumită frecvență, pe un anumit număr de Hz și care este starea dintre starea de veche și starea de somn. De asta, măsurătorii radiestezice se fac după închiderea ochilor, după respirației, după intrarea în stare. Eu am observat o chestie. Sunt mulți care nu și talonează scala. Mă rog, ansa. Evident că nu poți să măsori corect dacă nu ai o talonare corectă ansa. Importanța radiesteziei. V-am zis, radiestezia, din punctul meu de vedere, este o formă de verificare a gândurilor. Îți trebuie mai multe forme de verificare a gândurilor, special ca să îți dai seama care este gândul corect. Și ansa este o formă de verificare a gândurilor. Cum și unde putem aplica radiestezia? Dom'le, radiestezia se poate aplica oriunde. Eu am măsurat
la vestezic, și în, la Mormântul Sfânt, și în barul, și în cluburi de noapte, și în spitale, și în tren, și în mașină, și în avion, și în România, și afară, și în orice moment. În absolut orice moment. Evident că e important să fii odihnit, să nu fii mâncat că burta plină măsori mai greu, etc. Evident că sunt, trebuie să fii curat 100% și că e mai greu să măsori într-un club de noapte decât într-o biserică. Evident. După aia e important. Îți minte că mergem cu anestezie, că am fost la Ierusalim și scoate semanța să măsori. Și făcea, bagă asta, bagă asta, nu te poate ne blesteam în popii. Păi, eu n-am o problemă. Ce-i blestem pe ei că au bărbi și poartă fustă? Păi, nu mă interesează. E problema lor. Pot să stea în fuste lungi și cu barba până la pământ, să nu se facă nici pe cum Hristos, nici pe cum Dumnezeu. Dar problema este intoleranța lor, e problema lor. Eu sunt tolerant vis-a-vis de porturile ortodoxe. N-am nimic împotriva ciupilicilor lor. Deci n-am nimic colorate, necolorate. E problema lor. Dar toleranța presupune, eu respect dorințele lor, eu știu portul și să respecte și ei ce cred eu și ce fac eu. Asta înseamnă toleranță. Bineînțeles, creștinii au uitat ce e toleranță. Deci eu am măsurat oriunde. Și orice, și oricând. Am măsurat și gâze, și plante, și orădași odată. Am și animale, și de toate. Centri energetici, portale. Tot ce am fost pus să măsori. Inclusiv un ou de broască țestoasă, să văd dacă are toate câmpurile în măsură. Deci pot să măsori absolut orice. Cum și unde așa? Cum influențează implicarea emoțională a echitatea măsurătorii? Domnule, este foarte important să nu fie implicat emoțional, pentru că dorința ta sufletească poate determina dorința ta sufletească sau gândul tău, dacă nu știi să-l folosești, îți pot influența calitatea măsurătorii. Teoretic, o măsurătoare este corectă când ești complet gol. Complet gol emoțional și complet gol mental. Da? Este ca un... E ca un... din ăsta, cum se cheamă... mesaj de dincolo, din lumea ailaltă, da? De la nivelul lumii spirituale. Automat, deci, trebuie emoțional să fiu echilibrat, mental să fiu echilibrat, trebuie să fiu împăcat cu mine însumi, cu lumea și cu Dumnezeu în momentul în care mă sol. Adică să mă detașez, să fiu complet detașat de tot ce se întâmplă. Da? Ce este un sistem viu? Un sistem viu este un sistem care are viață. Care trăiește. Orice sistem care presupune existența vieții, este un sistem viu. Astea sunt fie plante, fie animale. Tot ce are câmpuri este un sistem viu. Da? Tot ce are în el, eu știu, ciu. Lumina lui Dumnezeu, lumina vieții. Evident că și ăsta există și în materie. Doar că în sistemele vie este mai concentrat. Mă rog, sistemele vii au mai multe câmpuri, mai mulți centri energetici. Astea se măsoară la un sistem viu. Singurul, de exemplu, aliment care este socotit un sistem viu, este vin. Vinul are câmpuri și centri energetici. Deci poți să-ți dai seama, am fost la Chișinău și am dus să iau vin, că sunt renumiți pentru vinul lor. Și vreau să-mi iau vin vin făcut odată cu mine. Vă dați seama, din 68 până acum, a trecut ceva timp. Și mi-a zis, doamna, dacă nu da, știți, eu zic, domnule, zic, eu vreau sex sau demisex, nu vreau dulce. Dar știți, vinul sex sau demisex nu rezistă atâta timp. Ăla dulce, da, dar zic, nu, dați-mi unul sex sau demisex și văd eu dacă a rezistat. Și am scos asta și am început să măsor. Și zice, dar ce faceți acolo? Zic, măsor. Ce măsură? Zic, păi vinul este
ființă vie. Deci, vinul este singurul aliment care are câmpuri. Are 7 câmpuri. Și în funcție de câmpuri, îți dai seama dacă este viu. Deci dacă un are vinul are o stare de sănătate. Dacă starea lui de sănătate este peste 90, vinul ăla e bun. Evident, am luat sticlele de vin și toate s-au dovedit a fi. Am avut dreptate. Și am avut din 67, 68, 69. Bine, mi le-au avut. Mi-am luat și eu 4 sticle de vin și am vrut să mi le oprească la vamă, că nu avem voie să intru decât doar cu 2 sticle de vin. Zic, domnule, sunteți nebuni, e vin de colecție, nu fac. Dom'le, n-aveți voie decât 2. Și abia aveam 4. Mă rog, m-am lăsat că au văzut că nu l-am luat ca să fac contrabandă cu vin. Bun. Care sunt parametrii care se măsoară pentru a urmări evoluția unui om? Din perspectiva mea, ca maestru, pe mine mă interesează se măsoară DH-ul, deci lumina interioară, Duhul Sfânt. Duhul ăsta Sfânt are mai multe valori, dar cel mai important mi se pare mie DH-ul potențial maxim, adică lumina în timpul Sfintei Liturghii. De ce? În timpul Sfintei Liturghii, un om ajunge la lumina interioară maximă. Aia este potențialul lui. Aia îți arată valoarea unui om. Există un dovar de haș de moment, mă rog, depinde ce face omul respectiv. Deci mă interesează lumina interioară, asta. Mă interesează EBF-ul, adică beneficitatea lui. Pentru că e foarte important ca un om să fie bun la nivel interior. Și nu este important atât de hașul cât EBF-ul, beneficitatea. Pentru că poți să ai un om care îi ținea pentru nedic și are EBF-ul bun, dar din cauza faptului că el a făcut foarte mult bine în viața asta, întunericul ăsta se transformă în sens pozitiv. Și poți să ai un om care, mă rog, e inițiat pe lumină, folosește prostă ce-a făcut și atunci EBF-ul scade, se transformă în întuneric. Deci pe mine mă interesează foarte mult EBF-ul. Și când vine un om la mine la cabinet, am avut astăzi, mă rog, pe cineva, și e o problemă că maestrii nu măsoară ucenicii și elevii. Și din cauza asta apar foarte multe probleme. Pentru că dacă ai măsura, de exemplu, eu nu fac inițiere pe Shambhala, indiferent de, poate să fie multi-level healing, mai știu eu ce, dacă ei nu au EBF-ul peste 81. Pentru că îi bage plăți carnice la vinde. Scurt. Și după aia, oamenii aia sunt atât de bubuiți că nu mai știu cum îi cheamă. Și de asta e foarte importantă măsurătoarea. Eu, Shambhala, fac la cei care au EBF-ul peste 81, deci și-au plătit din karma, deci automat faptul că le face inițiere pe Shambhala nu le face rău. Nu îi distruge, nu le distruge viața. Deci, EBF-ul, DH-ul, după aia mă interesează. Orgoliu. Mă interesează. Bunul simț, mă interesează. Iubirea de Dumnezeu. Deci cât îl iubesc ei pe Dumnezeu? Mă interesează. Cât manifestă ei iubirea de la nivel de sine? Pentru că un om care n-a învățat iubirea față de oameni, față de aproape, poate să fie la celul 10. Tot trebuie să întoarcă să înțeleagă iubirea. Mă interesează cât a integrat sexualitatea. Cât și-a integrat, cum să vă spun eu, cât și-a integrat feminitatea, masculinitatea, cât a acceptat treaba asta, cât iubește viața, cât iubește oamenii, animalele, pe el însuși, familia, deci e foarte important asta. Cât este capabil să ierte, iertarea, deci se măsoară capacitatea de iertare, chipul. În funcție de asta îți dai seama de evoluția unui om care își ține supărarea. Deci are capacitatea de iertare foarte mică. Ăștia sunt oameni predispuși la îmbolnăvire și la cancer. După aia e foarte important IP-ul. Iertarea păcatelor. Iertarea păcatelor poate să fie personală, poate din viața asta sau din alte vieți, deci karmică, sau poate să fie iertarea păcatelor de neam. Apropo de karma și de boile care apar, cum sunt nevralgia de trigemen, astfel, atacul de panică sau epilepsie. Deci, mă interesează mulți parametri. Mă interesează, de exemplu, cum se dezvoltă inteligența lui. Deci, capacitatea de formare a algoritmului îmi dă date despre cum s-a dezvoltat inteligența lui în timpul ăsta. Pentru că e important ca un om să crească ca înțelepciune. El poate să crească, dar știți, toată lumea are impresia că Dumnezeu are
are nevoie în cer doar de sărași cu Duhul și de proști? Deci, e nevoie și de oameni înțelepți. Care este parametrul care dă cele mai multe date despre un om? Eu zic că beneficitatea. Pentru că un om care este benefic, chiar dacă nu are valori foarte mari ale luminii interioare, omul ăla nu va face rău, indiferent ce vine pe el. Omul ăla nu va să... Un om benefic nu poate să fie orgolios. Un om benefic întotdeauna va fi iertător. Un om benefic va fi întotdeauna... va iubi oamenii, viața pe Dumnezeu. Un om cu EBF mare nu va avea orgolii. Un om cu EBF mare va respecta natura, oamenii, viața pe Dumnezeu. Deci EBF-ul, părerea mea, este că e parametru care îți dă cele mai profunde date relativ la un om. Mai profund decât de RH. Deci EBF-ul, mie cam e evident că un DH îmi dă nivelul la care ajuns un om și ceea ce are el, mă rog, ceea ce a rezolvat. Dar EBF-ul este mult mai profund la nivelul interior. Pentru că un om, dacă îl iei, de exemplu, de la DH și l-am băgat la minus, s-ar putea să facă ceea ce nici nu se gândea că o să facă vreodată. Pe când un om benefic, pot să-l iau din lumină și să-l bag în întuneric, el va fi tot timpul la fel de bun. Fie că e în lumină, fie că e în întuneric, pentru că el fiind bun, ce se întâmplă? Avem un EBF, da? E beneficitatea asta unui om. Un om care are EBF-ul 100 nu va putea fi agățat de rău. Pentru că răul te agață de punctele negre ale tale. Da? Pe când, dacă poți să ai DH-ul 80 și dacă ai EBF-ul tot 80, la 20 de sutimi înseamnă foarte mult. Așa că, din perspectiva mea, prefer să-i duc un om cu DH-ul 10 și cu EBF-ul 90 sau 100, decât unul cu DH-ul 70 și cu EBF-ul 70. Că e mult mai greu. Să le duci pe ăsta cu lumina interioară mare. Deci, EBF-ul, până la mea, este cel mai important parametru în momentul terapiei și inițierii. Cu cât e un om mai benefic, cu atât va primi mai bine, mai ușor, lumină de la Dumnezeu. Pentru că, știți, Dumnezeu este la fel de bun cu noi, pe cât de bun suntem noi. Deci dacă ceva în noi nu e ok, atunci ne oferăm și de la... spuneam, cum și cât influențează BF-ul parametrul, comportamentul unei persoane. Păi influențează foarte mult. Pentru că beneficitatea unui om, clar că un om cu EBF mare va fi calm, un om cu EBF mare va fi iertător, un om cu EBF mare va fi tolerant, va fi săritor, va fi, cum crezi voi, milos. Va fi bagat toate caracteristicile pindului. În ce situație puteți spune că un sistem viu este angelic sau demonic? Eu nu cred că pot să dai definiții destul de așa. Deci eu am văzut demoni torcându-se și transformându-se în arhanghel și am văzut unii care ziceai că sunt sfinți întrupați transformându-se în demoni. Deci am văzut această schimbare a oamenilor și niciodată nu pot să certifici că un om este angelic sau demonic. Până nu murim, se poate întâmpla orice și întotdeauna să ne ferească Dumnezeu, știți cum, să cădem în ultima clipă. Eu am văzut oameni căzând așa. Din cauza orgoliului, din cauza senzației că au dreptate. Și am văzut și transformare și prin deloc plăcută. De asta eu mă feresc să dau să pun etichete. Evident că dacă am pe cineva care e vrăjitor, care e în demon și care face rău, va fi demonic. Dar pe mine nu mă interesează omul și nu încerc. Nu judec omul. Eu încerc să... și dacă intru în luptă cu așa ceva, prefer prima oară să iau răul, îi dau șansa să-și revină. Dacă nu-și revină, voi atunci, mă rog, mă ocup de persoană.
Se poate măsura EBF-ul pe situația acțiunii, relații, proiecte, alimente, materiale? Absolut, da. EBF-ul este un parametru care nu este numai caracteristic unui om, este caracteristic oricărui lucru. Beneficitatea unui lucru, un lucru poate să fie benefic sau malefic. Un lucru poate să fie, o situație poate să fie benefică sau malefică. Și atunci se poate măsura EBF-ul relației dintre un bărbat și o femeie. Se poate măsura EBF-ul relații dintre părinți și copii. Se poate măsura EBF-ul relații dintre șef și subalterni, dintre colegi, dintre iubiți și iubite. Mă rog, chestii de genul ăsta. Se poate măsura EBF-ul unui drum. Plec la Constanța. Măsură EBF-ul drumului până la Constanța. Atunci când vreau eu să plec. Se poate măsura, eu știu, EBF, beneficiatea unui loc, a unei case, a unei mașini, în perspectivă. EBF-ul ăsta are valori de moment, valori de perspectivă. Deci nu întotdeauna. Deci EBF-ul unui vaț poate să fie negativ în prezent și poate să fie foarte bună în perspectivă. Da? Atunci se măsoară și EBF-ul prezent și EBF-ul de perspectivă. Se poate măsura EBF-ul unui aliment. Da. Un aliment poate să fie benefic sau malefic. De exemplu, toată lumea, mă rog, toată lumea dă vina pe cola. Dom'le, nu e chiar așa. Păi vă dau un exemplu. Eu, să zicem, sunt sportiv de performanță. Un sportiv de performanță, ceea ce consumă în momentul în care face sport, este ciu greu. Deci energia negativă. Deci el se eliberează. Bun. Dar ca să-și revină situația de a se întâmpla din nou, trebuie să încarce în loc cu energie negativă. Și atunci, el de obicei trebuie să mănânce carne care are EBF-ul mic, trebuie să mănânce, să bea lucruri care sunt cu EBF mic. Vinul are EBF-ul mare, berea are EBF-ul mare. Deci, în niciun caz nu sunt bune pentru sportiv. Dar, de exemplu, cola are EBF-ul mic. Și atunci, de ce să nu poată să bea cola? Mă rog. Asta e așa, o supoziție. Eu am făcut teste ca sportiv și am vrut să văd și regularitate. Vreau să spun că după ce ai făcut un sport de la te-a pus pe burtă, păi, nu știu de ce, dar e tare bună o cola. Mai departe, se poate măsura EBF-ul. Deci, nu întotdeauna EBF-ul în aliment sau deci un aliment poate să aibă EBF-ul negativ, dar EBF-ul, ca eu să mănânc alimentul respectiv, poate să fie mare. Adică, dom'le, unui sportiv de performanță e foarte bine să mănânce 200 de grame sau 500 de grame de mușchi de vită la grătar. Păi cum să faci? Și dacă tu ești sportiv și zici gartere, haltere, și trebuie să ridici 200 de chile, o să poți să hrănești cu fasole și varză afumată? N-ai cum. Evident că cei care s-au ocupat de radiestezie și mai ales cei de la sistemul de radiestezie nu au prea studiat ei lucrurile astea, sportul și mai știu eu ce. Sau dacă e un miner care lucrează 8 ore sau cât lucrează ei în subteran, crezi că poți să dai la cărbune acolo cu picamărul dacă mănânci pene cu roșii uscate și cu ulei de măslină? Adică să fim serioși. Aia sunt. Ceea ce nu am înțeles e că orice lucru trebuie făcut în anumite situații. Într-o anumită situație un lucru este benefic, într-o altă situație lucrul ăla e malefic. Dar asta este cu altceva. E altceva. Carnea poate să fie, are EBF mult. Dar pentru un sportiv, carnea aia poate să fie benefică. Asta nu se înțelege. Deci EBF-ul poate să fie negativ aici, dar pentru, cum să spun eu, creșterea sportivului respectiv poate să fie benefică. Bun. Evident că se poate măsura EBF-ul unei meserii, EBF-ul unei terapii, EBF-ul unei inițieri, EBF-ul unui pelerinaj. Toate astea se pot măsura. Ca să vezi dacă ți este benefică sau nu, eu știu, o anumită meserie, un anumit job, un anumit loc de muncă. Inițierea unei persoane din Reiki se poate face cu începând cu eu am făcut inițiere de la minus. Evident că în momentul în care mi-am venit o persoană care avea EBF-ul minus, deci când mi s-a înnegrit cabinetul, venind de la minus 40 și am zis, ce-i cu tine? Și mi-a zis că vrea să întoarcă la minus. Eu am făcut pe Reiki gradul 1.
Dar femeia asta de la minus 40, în două luni a ajuns la plus 20. După aia am făcut și 2 treni. Deci ea a urcat 6 ceruri în două luni. Folosind șocurei. Dacă era după cei de la radiestezie, nu avea nimeni grijă de ea. Și dacă era după biserică, primul bopă dădea afară. Pentru că avea după aia 20 de legiuni de demon. Atât de neagră. Bun. Deci, din perspectiva mea, mințire pe gratul nu poți să faci început cu minus 60 dacă îți vine un om care vrea să se întoarcă la Dumnezeu. La o inițiere mă interesează foarte mult vârsta astrală. De ce? Pentru că una este să fac inițiere unei persoane care este, să zicem, are DH-ul 10 și are 5 miliarde de ani. Și alta este să faci inițiere unei persoane care are DH 10, dar are 10 miliarde de ani. Adică nevoia de lumină a celui cu vârsta astrală mare este cu mult mai mare decât unei persoane cu vârsta astrală mici. Deci pe mine mă interesează treaba asta, pentru că inițierea presupun și un transfer de la maestru la elev. Păi dacă ăla pe care îl inițiezi este mai mare decât mine, nu-l pot duce. Și atunci pe ăștia îi spune să meargă să facă inițiere și la alți maestri și atunci mai mulți maestri pot să-l susțină din punct de vedere energetic și informațional. Care este EBF-ul maxim și minim care se poate naște un om pe Pământ? Dom'le, EBF-ul, din câte știu eu, nu poate să treacă peste 100 la naștere. Iar ca minus, m-am întâlnit cu minus, minus mult. Deci, ce am întâlnit eu? Aveau EBF-ul, m-am întâlnit cu 98. La minus, vreau minus 40 și nu știu cât. Veneau dintr-un anticer 4 și ceva. Deci, m-am întâlnit. Eu n-am o problemă. Nici măcar cu ăștia. În ce condiții se poate modifica BF-ul pe parcursul vieții? Păi în sens negativ, când faci păcate mari, un avort este un păcat prin care îți scade BF-ul. Dacă descoperi într-o zi că ești homosexual, că ești gay sau lesbian, automat sexul ăsta între persoanele de aceeași sex scade BF-ul. Nu mai vorbesc de sexul anal care scade BF-ul tuturor persoanelor care fac, indiferent că sunt hetero sau homo. Bine, nu știu în ce măsură, n-am verificat. Nu știu cât scade. Dar sunt fapte care scade BF-ul. Evident, tot ce faci ca greșeală, că minți, că aia, că aia, că furi, că scade BF-ul. BF-ul poate să scadă și de o funcție de locul de muncă, locul unde lucrezi. Dacă lucrezi mult timp într-un loc, EBF-ul poate să scadă și în funcție de muzica pe care o ascunzi, de mâncarea pe care o mănânci, de viața pe care o ai. Deci toate influențează EBF-ul într-o măsură sau alta. Evident, în sens pozitiv, inițiile, liturghiile, împărtășania, spovedania, perinajul ăsta, toate cresc EBF-ul, terapia de grup, reinițiere. Toate astea cresc cu vizitarea locurilor sfinte. Cresc EBF-ul. În ce condiții apare EBF-ul variabil? Apar n-am. Trebuie să mă uit, că nu mai știu ce determină variabilitatea EBF-ului. EBF-ul variabil, de mult, deci la radiestezie apar spațiile cu EB variabil. Adică se face un spațiu care poate să aibă EBF-ul pozitiv, dar în timp EBF-ul îi scade și atunci se modifică. Sunt anumite programe cu EB variabil, adică ele inițial sunt benefice, dar în anumite condiții se transformă în malefice. Sunt programe, sunt subprograme cu EB variabil, da? Ei, astea de obicei presupune pe cineva care le face. Sunt destul de rare astea spații cu EB variabile care apar de la sine. Eu n-am întâlnit. Mai majoritatea sunt create de cineva. Da.
ce este compatibilitatea? Noi, eu nu știu definiția compatibilității, dar știu că două sisteme sunt compatibile, ei conformează așa un tot, o sferă, da? Ei, când sunt incompatibile, înseamnă că pe undeva nu se potrivesc. În funcție de gradul lor de potrivire, ai compatibilitate între 0 sau, nu știu cât, minus incompatibile și 100. Deci pe mine mă interesează dacă două sisteme sunt compatibile și în ce măsură sunt compatibile, pentru că în funcție de asta îți dai seama de programele care îi fac să bată cam în cap. Deci dacă doi oameni sunt compatibili 90%, înseamnă că au acel procentaj de 10% care îi fac să nu se înțeleagă. Dacă doi oameni sunt compatibili 98%, au numai 2% programe care îi fac să nu se înțeleagă. Evident că oamenii care sunt și se înțeleg cel mai bine, sunt oamenii cu compatibilitatea cea mai mare. Și aici apare compatibilitatea pe structuri. Că sunt compatibilitate pe fizică, e compatibilitate pe suflet, că e compatibilitate pe gândire. Toate astea fac că e compatibilitate pe total. Toate astea fac ca doi oameni să se înțeleagă bine sau mai puțin bine. Evident, dacă vin doi oameni la mine și îmi spune, știți, eu vreau să vă întreb și eu despre relația cu soțul meu. Păi cum îl cheamă pe soțul meu astăzi? Păi așa. Și eu am și măsurat compatibilitatea pe fizic, compatibilitatea pe pe biosic și pe noi. Bun. Și am măsurat astea. Și ce aflu? Pe fizic, dacă e 40, să zicem, cifra nu are importanță. O să învățați voi. Evident, și am spus, păi voi nu aveți nicio treabă. Nu vă înțelegeți deloc în pat. După aia, pe suflet. A, păi zic, nu aveți niciun sentiment unul vis-a-vis de acela. Nu vă place cum vă purtați unul cu alții, unul cu celălalt. Adică până și în modul cum te comporți cu un om, că îl mângâi, că nu îl mângâi, că îl iubești, că nu îl iubești, că eu știu, îl ajut sau nu îl ajut, asta este compatibilitatea pe suflet. Și nici pe gândire. Evident că dacă compatibilitatea este 50, unul ține cu PSD-ul și unul cu PDL-ul. Că așa se întâmplă în gândire. Unul zice vezi și unul cea. Unul zice hai să facem, unul zice nu, că acum stăm. Când e compatibilitatea foarte mare pe structură, lucrurile se întâmplă firesc. Oamenii aia funcționează ca o echipă. Evident, pe mine mă interesează să măsor compatibilitatea la nivel de sine. Aia este cea mai profundă. Se poate măsura și pe biosic, noesic și pe fizic, da? Ce înseamnă compatibilitatea pe fizic? Înseamnă, să zicem, ai o prietenă. Compatibilitatea ta pe fizic cu ea înseamnă cât îți place ție de ea fizic, cât îți place, mă rog, cum face dragoste. Sunt mai mulți parametri care apar. Cum te potrivești cu ea în pat, cum toate astea. Evident că e importantă. Pentru că nu e un parametru pe care să poți să-l schimbi foarte mult. Compatibilitatea pe fizic. Da? Compatibilitatea, evident că influențează relațiile interumane. Pentru că, o să-mi spun bine, dar asta dacă sunt din cei în care oamenii sunt din compatibilitate. Absolut, aia sunt relații karmice. Sunt relații karmice îngăduite de Dumnezeu speciale ca oamenii respectiv să se ciondănească și să spătească ceea ce au de plătit. Dar din punct de vedere spiritual, ei sunt incompatibili și nu au cum să fie fericiți. Cu cât sunt oamenii mai puțin compatibili, cu atât au sunt plățile karmice mai mari. Păi, stai lângă un om. Dacă nu te înțelegi nici fizic cu el, nici din punct de vedere al emoțional, nici din punct de vedere mental, păi nu-i un chin. E ca și cum ai sta în pârnaie cu unul care este cu totul altfel decât tine. Evident că relațiile sunt... deci compatibilitatea afectează foarte mult relațiile dintre oameni. Cât de important este compatibilitatea în relația maestrului și pe dragă o pace? E foarte importantă. Pentru că pe compatibilitatea asta se produce transferul de informații între maestru și discipol. Pe compatibilitatea asta se produce transferul de energie între terapeut și pacient. O să-mi spuneți bine, și nu poți să faci terapie pe o persoană care ești incompatibil? Ba da. Pentru că Reiki presupune să nu te implici tu. Dar asta nu înseamnă că nu este un pic afectată relația asta. De multe ori, la cabinet îți vin oameni cu care ai relații karmice, care sunt bazate pe ură. Asta înseamnă incompatibilitate.
Și trebuie să-i ajungi special ca să îți plătești ceea ce ai de plătit vis-a-vis de oameni ăștia. Și atunci, de multe ori, la terapeut pacienți, chiar și maestru discipol se bazează pe incompatibilitate. Adică vin oamenii respectivi la tine special ca să-i înveți, ca să te ierte pentru ceea ce ai greșit altădată. Compatibilitatea nu prea poate fi schimbată. De ce? Compatibilitatea mea, de exemplu, cu profesia mea. Să zicem, compatibilitatea mea cu terapia este vreo 94 sau 95, nu mai știu. Nu poate fi schimbată. De ce? Pentru că eu, ca structură, mă legi de un loc. Legându-mă de un loc, de un birou, de un scaun, de ceva, automat sunt ca și un cal de rasă legat de gard. Deci n-am cum să fiu 100% compatibil. Ah, sunt compatibil, știu ce fac, dar nu pot să fiu compatibil 100%. Asta nu mai pot să o optimizez, nici când cred că o să fiu bătân, o să am o problemă că stau legat într-o cameră. Compatibilitatea cu o profesie, să zicem. Asta înseamnă că toate structurile tale, fizic, noesic, biosic, sine, sunt îndreptate și sunt, cum să vă spun eu, făcute să facă acel lucru. Dacă, evident că nu pot să arăți ca mine și să fiu compatibil cu gimnastica la paralele. Da? E clar că eu sunt incompatibil ca structură fizică cu bârna. Da? Sunt incompatibil, da, cu baletul. Mă rog, poate că aș putea să fac, dar nu știu dacă aș putea să... Cred că aș fi un balerin foarte interesant, așa, în șpil poze din aia. Adică, trebuie să înțelegeți, principiul compatibilității este următorul. Eu nu-l văd, de exemplu, pe... Ce vreți voi? Mă rog, un om așa, mai mare, mai, cum era Piedone, da? Să-l vezi să facă flic-flacuri la paralel. Că n-ai cum, deci e incompatibil, da? La fel este și din punct de vedere emoțional. Eu am emoțional unui... Eu știu. Soldat. Așa sunt eu, mă rog. Nu că nu dau vina pe Dumnezeu, dar așa m-am format eu în viețile mele. Evident că nu o să pot să mă pui niciodată, cum să zic eu, n-am stofă de martir. Dacă aș fi martir, aș muri luptând, n-aș muri când mă cucidic ăștia. Așa e fondul meu. Da? La fel și pe, ca și gândire. Păi dacă gândirea mea este plus, minus, ori, sau... deci am o gândire, să zicem, matematică. În niciun caz nu pot să am o gândire cum o au, de exemplu, artiștii în imagini. Da? Văd culori. Pentru mine, iubirea... Cum vezi tu iubirea? E roz. Eu nu. Eu iubirea o văd altfel. Nu că o văd ca evocație, dar clar are... Pentru mine are o altă componentă decât pentru unul care vede roz. Și tot așa. Deci fiecare om este compatibil cu o anumită profesie, cu o anumită activitate, în funcție de informația și energia care se găsesc în structurile lui. La nivel fizic, la nivel biosic, la nivel noesic. Asta nu se pot schimba foarte mult. Pentru că vin dintr-o structură care e veșnică. Adică principiul este următorul. Ce se naște din pisică, șoareci, mănâncă. Da? Trebuie să vă fie foarte clar. Asta este una dintre problemele pe care le... una dintre problemele cu care ne confruntăm noi. De multe ori părinții vor să facă din copii ceva. Numai că ei nu înțeleg că copiilor nu sunt făcuți să facă acel ceva. Nu au nici în clinic, nici în mâine. Și aici, de multe ori, ar trebui să răspund, dom'le, copilul dumneavoastră nu este compatibil cu asta. Și până la urmă s-a dovedit a avea dreptate, sunt oameni care și-au schimbat destinele pentru că în timp și-au dat seama că nu pot să facă acel lucru. Și au înțeles și părinții și au lăsat să facă ceea ce aveam nevoie. Deci eu, de exemplu, sunt compatibil cu terapia, v-am zis 95%. Cu scrisul vreo 98%. Până și cu pilotajul sunt compatibil. Sunt mai compatibil decât cu terapie.
Dar, din păcate, n-am șanse să-l trag. Poate va veni și vremea mea. Ce este incompatibilitatea din punct de vedere infoenergetic? Foarte simplu. Două sisteme sunt compatibile dacă programele care le au, infoenergetice, sunt asemănătoare. În momentul în care programele pe care le au nu mai sunt asemănătoare, ei devin incompatibili. Nu se poate schimba foarte mult din compatibilitate. N-ai cum. E ca și cum ai spune, domnule, iau o piesă de Mercedes, iau, da, o, ce vreți voi? Un alternator de Mercedes și un alternator de Dacia și spun, domnule, ne rugăm și îi facem să fie asemănător. Să fie clar. Expresia românească, nu poți să faci din rahat bici și să mai și pomnească, e veritabil. Nu se poate. Și atât trebuie să vă fie foarte clar. Menirea unui părinte este să-și dea seama pentru ce este bun copilului. Nu să-l facă să fie bun pentru ce vrea el. Nu poți să faci un om să fie bun pentru ce vrei tu. Am încercat treaba asta. Să știți mult. Mi s-a părut că un om trebuie să facă nu știu ce. Și el a greșit. Se măsoară frumos compatibilitatea și compatibilitatea lui cu o anumită chestie e alta. Și la revedere. Și după aceea, da, știți care e problema? Că sunt oameni care sunt încăpățânați și zic, ei vor ceva, un lucru. Ei, și le spui, bă, de ce vă vrei tu să, eu știu, să faci nu știu ce? Bă, că nu ești făcut pentru așa ceva. Nu ești bun. Evident că nu se fac mai bine. Eu sunt bun, eu, știți cum e, tasa mare, tasa în tare, facem altă. Ei, și le trebuie să dea capul de toți părinții până să înțeleagă că, de fapt, nu sunt bun pentru asta și trebuie să facă cu totul altceva. Cum poate fi influențată compatibilitatea într-un cuplu în care unul dintre parteneri este ateu? Doamne, dacă unul este ateu, e dezastru. În primul rând, pentru o relație în care un cuplu, în care unul dintre parteneri este ateu, în momentul respectiv, persoana cealaltă preia toată karma celui care e ateu. Asta este una. Doi, preia toate bolile celui care e ateu. Deci plătește pentru el. Pierde din suflet. Mă rog, întreagă povestea. Un om care își dă iubirea lui unui ateu, automat pierde din suflet foarte mult. Iar ateul se transformă într-un vampir energetic. Preia din informație și energia pozitivă a celuilalt. Incompatibilitatea se manifestă tocmai la nivel emoțional, nu? Ei, dacă omul ăsta ar deveni, să zicem, credincios, dintr-un anumit consider, s-ar schimba, s-ar modifica compatibilitatea. Dar părerea mea e că destul de greu. Cât de importantă este confidențialitatea în cazul măsurătorii în ceea ce privește compatibilitatea dintr-o relație? Păi acum depinde. Evident că e firesc ca măsurătorile pe care le faci relativ la un cuplu să rămână ale persoanei respective. Pentru că tu, când măsori și afli un adevăr, te situezi în partea divinității. Dumnezeu care are un bun simț extraordinar. Dumnezeu nu aleargă pe stradă și spune, uite ce prostie am mai făcut altceva. Da. Și atunci, soluția este firesc. Eu spun rezultatul măsurătorilor unei persoane. Dacă persoana respectivă vine la mine și îmi cere să măsur compatibilitatea ei cu prietenul sau prietena, eu îi le spun celui care vine la mine, nu mă pot să îi spun și celălalt. De ce? Nu-i treaba lui. Mie mi-a cerut un om să măsur cum este ca secretul spovedaniei pe undeva. Confidențialitatea. Plus că oamenii sunt foarte sensibili. Evident că dacă un om vine la tine și te-ai pus să vorbești despre el pe postul de televiziune, nu o să mai vină niciun alt legum. Să zică, bine, dacă mă duc la ala, sigur o să mă văd la, eu știu unde, ce emisiune de cancan. Și atunci, evident că nu se spun datele astea decât persoana pe care ți le-a cerut. Da. Ce semnificație are mirosul neplăcut al corpului fizic? Dom'le, orice miros neplăcut presupune energie negativă. Adică unul dacă pute, nu?
Deci, unul presupune energie negativă. Evident că alimentația, toate, deci alimentația, gândurile, faptele, toate îți dau un anumit miros. Da? Există un miros al duhurilor. Evident că, în funcție de păcatele pe care le ai, o să acumulezi un anumit tipuri, niște anumite tipuri de mirosuri. Și atunci, curățenia spirituală te eliberează de mirosurile astea neplăcute. Mirosul neplăcut e dat de alimentație. Cei care mănâncă carne să aibă alt miros decât cei care mănâncă carne. Cei care mănâncă mâncare indiană să aibă alt miros decât cei care nu mănâncă mâncare indiană. Deci, în funcție de ingrediente, în funcție de toate. Sunt multe lucruri care influențează mirosul corpului. Dar, în principal, există componenta spirituală. De ce să țin un om lângă mine să-i fac terapie dacă timp de 6 luni el nu se mântuie într-o stare de sănătate? Nu e, nu e o pietre de timp pentru mine și de bani pentru el? După aceea o să zic că am fost la nu mi-a făcut nimic? Adică dacă starea lui de sănătate nu se modifică deloc, de ce să iau bani? Ca să-mi zică după aia că i-am luat bani și nu i-am făcut nimic. Așa, măsor, văd dacă se ajunge la transformări de 10, 20, 30%, asta e de sănătate, automat omul ăla se va simți altfel, deci automat se va simți mult mai bine. Deci sunt importanți parametrii de radiestezie. Din punctul meu de vedere, puteți să începeți să faceți unde vreți. Păstrați-vă țigăle pe casă. Nu credeți acum că radiestezia comandului e
autostrada către Dumnezeu, că nu e nimeni o autostradă către Dumnezeu, numai voi sunteți o autostradă către Dumnezeu, voi înșivă. Și fiecare merge pe autostrada lui, independent de Argeșanu, de Comandorul sau de mai știu eu ce. Fiecare aveți calea voastră spirituală și fiecare evoluați în ritmul vostru și aveți lecțiile voastre de sănătate, lecțiile voastre de viață. Nu o să fie nici Comandorul, nici Argeșanu în relație cu iubiții voștri, cu părinții voștri, cu copiii voștri, voi o să fiți acolo. Și nu o să fie nici Comandorul, nici Argeșanu în relație cu Dumnezeu și voi. Și atunci, toți aveți calea voastră spirituală, calea voastră nu e a mea, calea mea nu e a voastră. Calea voastră nu e a lui Hristos, calea lui Hristos a fost a lui Hristos, calea voastră e calea voastră. Că l-a așteptați pe Hristos ca Mântuitor? Corect. Că l-așteptați ca pe Hristos ca ghid? Da! Dar nu e calea lui Hristos, calea voastră. Că nu o să ajungeți niciodată pe cruce. Vă garantez în viața asta. Bine. Mă bucur că v-am fost de folos. Dacă v-am fost de folos, sper să vă fie util în evoluția voastră spirituală și să înțelegeți că la diestezia este un instrument util în evoluția voastră spirituală. O seară bună! La revedere!